Șoferii vor putea contesta hotărârea judecătorească prin care sunt soluționate plângerile depuse împotriva proceselor verbale de constatare a contravențiilor rutiere. Până în prezent, o astfel de hotărâre judecătorească era definitivă și irevocabilă. Noua regulă a fost introdusă de guvern în codul rutier prin ordonanța de urgență. Practic, se dă dreptul conducătorilor auto să conteste hotărârea judecătorească prin care se soluționează plângerile pe care le depun împotriva proceselor verbale de constatare a contravențiilor rutiere. Mai bine spus, odată cu aplicarea noilor prevederi, conducătorii auto vor avea o cale de recurs împotriva hotărârilor judecătorești prin care instanța soluționează plângerile împotriva procesului verbal de constatare a contravențiilor de circulație.